De 15 ani, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul este marcată Ziua Cititului Împreună. Miercuri 7 februarie, în ediția din acest an, pentru prima dată, elevii de la Școala Tache Ionescu, care au participat la această sesiune de citit împreună, au avut ca suport pentru a citi benzile desenate. Ziua Internațională a Cititului Împreună reprezintă un eveniment amplu, un eveniment internațional, din care, bineînțeles, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea, prin activitățile sale, nu putea să lipsească din această poveste foarte frumoasă, care, iată, se desfășoară de 15 ani. Este o tradiție nu numai pentru instituția noastră, ci și pentru alte instituții din țară care s-au alăturat acestei inițiative și pentru că este vorba despre lectură, despre benzile desenate, tema de anul acesta, și despre copii, acestea sunt elementele unei povești foarte frumoase și unei povești de succes. Anul acesta, colegele mele de aici din bibliotecă, doamna Daniela Marin și Mihaela Radi, ambele doamne bibliotecare, au gândit activități foarte frumoase în colaborare cu instituții de învățământ din Râmnicu-Vâlcea. Facem ce facem și ajungem tot la lectură, dincolo de tehnologie, dincolo de atâta informație care uneori, să știți, că ne copleșește. Până la urmă, baza este aceeași și, așa cum spunem noi de fiecare dată, copiii reprezintă publicul nostru țintă, care el de cele mai multe ori crește efectiv la propriu în Biblioteca Județeană, chiar acum se aude forfota copiilor. Se întâmplă chiar în acest moment un eveniment de lectură în instituția noastră și ce frumos este atunci când lucrurile acestea simple ale vieții, simple și frumoase, ne aduc împreună, ne aduc bucurie și ne ajută să creștem frumos și armonios, pentru că până la urmă lectura este cea care îi ajută pe copii să se dezvolte armonios și frumos. Într-o societate în care, iată, tehnologia este din ce în ce mai prezentă. Benzile desenate vin în ajutorul elevilor de la clasele pregătitoare care nu știu încă să citească, ilustrațiile ajutându-i să înțeleagă mai bine lectura. Această activitate este adaptată vârstei noastre și copiii sunt foarte încântați, au primit niște benzi desenate, a trebuit să le rearanjeze așa în funcție de poveste, de secvențele poveștii, și sunt foarte încântați. Pentru elevii de la clasa 1 a fost organizată o sesiune de citit în care elevii au jucat rolul personajelor din textul propus cu ajutorul unui elev de liceu care urmează cursuri de actorie. Ziua Internațională a Cititului Împreună, care anul acesta este dedicat benzilor desenate, cărților cu benzi desenate. Voi ați mai citit cărți cu benzi desenate? Da! Foarte bine, mă bucur, înseamnă că vom putea să facem împreună un dialog. Eu autorul, el unul dintre personaje și voi, bineînțeles, un alt personaj din povestea pe care am ales-o special pentru voi astăzi, care se numește Oac și Ta. Prin intermediul acestei benzi desenate, putem să facem și o mică scenetă, o piesă de teatru, de ce nu. Deci cumva ne transpunem în universul personajelor. Decât să citească și să se și plictisească cumva, mi se pare mult mai ok să înțeleagă textul mult mai bine și să se vadă prin ochii personajului. E mult mai ușor, mai ales că într-un cazul cel puțin al benzilor desenate este mult mai ușor să și înțelegi. Cumva ai o imagine și atunci este mult mai simplu să înțelegi ce se întâmplă acolo. Acest mod de a lectura, în care copiii au fost parte din poveste, i-a încântat foarte mult pe elevii de clasa 1 de la Școala Tache Ionescu. Cum vi s-a părut acest exercițiu cu benzi desenate? De ce v-a plăcut? Cine vrea să răspundă? Aceste activități îi ajută pe copii să îndrăgească lectura, motivându-i să citească, mai ales când au audiență.